Guvernanții, miniștrii, președintele României și consultanții Fondului Monetar Internațional vor de câteva săptămâni să umble la veniturile mamelor, dar și la perioada în care au dreptul prin lege să stea acasă cu copiii. După un șir lung de discuții și variante propuse și respinse, liderii coaliției păreau să fi ajuns la un consens să lase perioada de ședere acasă de 2 ani, dar să mai taie din plafonul maxim de 3.400 de lei, cât nu s-a hotărât. Se pare însă că ministrul Muncii a pledat în continuare pentru reducerea la un an a perioadei în care se acordă indemnizația pentru copii, lucru susținut și de președintele Traian Băsescu. În schimb, UDMR a transmis că acceptă diminuarea limitei maxime a indemnizației de la 3.400 de lei sub 2.500 de lei, dar cu menținerea perioadei de acordare la 2 ani. În toată această horă a tăierilor și diminuărilor, mamele sunt singurele care au de pierdut. E vorba de bani și timp. În județul Suceava, 5.800 de mame se află momentan în plata indemnizației pentru creșterea copilului, adică au dreptul să stea acasă alături de copiilor până când cei mici împlinesc 2 ani și să primească o sumă de bani din partea statului. În județul nostru, cele mai multe primesc suma minimă de 600 de lei, în număr de 4.308. 1.492 de mămici au optat pentru 85% din media venitului lunar, iar dintre acestea, doar 29 beneficiază de plafonul maxim de 3.400 de lei.